Salutare barosanilor, bine v-am găsit la primul episod de GTA 5 5M Roleplay sau cum vreți voi să-i spuneți. Stai măi barbasane că mă salută ăsta, deci sunt împreună cu Ovidiu 700, încă nu mă aude. Suntem două capete umblătoare și o să încercăm să facem roleplay dacă putem să facem ceva. Salutare barbasane, te auzi pe clip. Bună dimineața! Cum să numim bă seria asta cu două capete verzi umblătoare? Nu știu. N-am nici cea mai mică idee, vedem noi acolo în titlu. Hai să facem ceva roleplay, barbasane. Ce naiba? Fii atent, hai că am eu mașină aici. Ia. Yeah. Hai că am mașină dacă e. Am eu, da, ce am. Tot cu Logan. Ai vrut să furăm ceva, mă? Da. Bă, tați, mă, nu furăm nimic, mă. Capul la cutie, frate. Nu se vede dacă tu ești din față. Hello. Nu cred. Aveți IP-ul serverului în stânga sus. N-am bușit nimic, mă, așa vezi tu. Deci aveți IP-ul serverului în stânga sus, barbasanii mei. Și, nu știu, mergem și noi până la secția de poliție să întrebăm dacă dacă e totul în regulă. Taci, mă, din gură, mă. Poliția asta merge pe contrasens. Aici e secția de poliție. Poliția. Hai să parcăm aici, mă. Să zicem că avem nevoie de ajutor, că ni s-o fura corpurile. Dacă nimerim să mergem. Poliția! Ai tilop! Poliția! E cineva? Alo! Sună la poliție, în secție de poliție, fii atent. Hai cu mine, bă. Hai că mergem sus. Pe aici, mă, nu pe acolo. Bă, pe aici, pe aici. Hai, frate, încet. Urcăm pe aici, da? Se vede gura prin gât. Fugi, bă! Lupi! Mă, dar fuge repede așa. Ne urcăm pe secție și cerem, cerem răscumpărare, bă, dacă nu ne aduc corpurii lisări în cap. Mamă. Nu uitați de like-ul la blană dacă vă place și mai... și mai vreți episoade de genul. Mamă. Urcă-te aici, așa, fii atent. Stai așa. Bă, să nu sari. Așa, dai odată space numai. Ai bine, nu mai da. Stai că sunt la poliție. Unde e ea? Am pornit o alarmă. Stai, cum naiba sunt la poliție? Ore jucate, misiuni, telefon, ia telefon. Servicii, polis și scriu așa. Salut, frate. Cerem răscumpărare corpurilii noastre. Mă arunc, bă. Suntem pe secție. Nu te arunca, bă. Ne aruncăm cap dacă nu veniți. Gata, bă, am zis că dacă nu ne aduc corpurile înapoi, ne aruncăm cap. Dai și tu lângă mine, bă. Vezi să nu piși de acolo, te duci în stânga un pic. Așa. Și vii așa lângă asta și dai, te pui chiar în față și dai space odată numai lângă mine. Vezi să nu mă arunci, naiba. Eu picăm amândoi. Aolo. Nu cred că ne vede poliția. Bă, n-ai mă cum, bă. 1-2. Sună și tu la poliție, dă-i capa, telefon, service, polis și zile ceva acolo. Deci vă aștept și pe voi pe serverul barbasanii mei, aveți IP-ul în stânga sus. Sper să fie o serie susținută, că mai avem multe idei pe aici, așa că... Ia. Yeah. Vine cineva, mă? Bă, dar nimeni nu-i pasă în viața asta de două capete, bă. Așa e, mă, dacă n-ai tot corpul, nu ești băgat am în seamă. Cineva ne-a furat corpurile, dacă nu ne ajută garda, o să ne aruncăm de pe secția de poliție. Dar trebuie să zici că ne aruncăm cap. Aola. Bă, dar unde-i, mă, garda? Garda! De seama că până vine ăștia, așa e mă și în realitate, până vine ăștia, ce fac ăștia? Își bat joc de corpurile noastre. Cred că mai degrabă sunam la Uber. Chemam taxiul? Ia, fii atent că se aude ceva. Cred că e doar în capul tău. Vine un elicopter, mă. E spatele nostru un elicopter, mă. Nu ăla, mă. Se mai aude ceva. E o pasăre, e un avion, ba nu, e un belișcopter. Eu zic să ne sinucidem. Ăla e polițist? Domnul polițist, suntem sus, domnul polițist, nu urcați, stați acolo. Rămâneți acolo, hai că mă ascultă. Hai că te aude.
Și atent când vine, îi zicem să nu miște, că sărim. Dacă ne-o auzi, să vină măcar. Nu cred că te aude, că avea casca aia. Da. Mamă, dar ce mașină are? Eu zic că putem să-i ciori din mașină. Ar fi o idee. Stai să vină. Vezi că ne aude acum. Taci, mă, din gura. Poliția! Domnul Aitilop. Stați acolo, stați acolo, domnul polițist. Opriți-vă, opriți-vă acolo, domnul polițist. Mâinile sus. Mâinile sus, gata, domnul gata, polițist. Gata, gata, gata. Nici o mișcare bruscă. Gata, mă, dau în spate. Cine? Așa. Bun. Ce s-a întâmplat? Dar nu stați acolo. Nu, păi, cum să nu ne vedeți, domne? Suntem doar capul a mai rămas de noi, pentru că ne-au furat mafioții corpurile. Am ajuns și noi. Nu puteți să vorbiți, cum sunteți în viață? Păi cum, domne, fără corp, suntem niște capete umblătoare, dar avem nevoie de corpurile noastre înapoi. De asta, dacă nu ne dați corpurile înapoi, ne aruncăm cap, sărim, că altceva nu mai putem. Păi și cum ar trebui să fac eu rost de cap? Păi nu știu, domne, sunteți polițiști, ce faceți aici? Am ajuns și noi, fiți atenți, hai să o luăm de la capăt. Mă arunc. Hai să o luăm de la capăt, deci. Noi am intrat în orașul ăsta, noi venim din orașul vecin. Și la intrare niște mafiozi ne-au așteptat acolo, ne-au tăiat capetele ca la curci și am apucat să fugim. Dar corpurile au rămas acolo. Acum ce facem? Păi... Crudă viața. Stai, că m-am blocat rău de tot. Mă depășește situația. Împinge-ne tu să ne culmi suferința. Nu ne împinge. Nu ne împinge. Stai, că mă depășește situația. Și ce ar trebui să fac? Să-i caut pe mafioții? Nu știu, chemați-vă toți colegii. Președinte. Ok, chem toți colegii. Chemați-vă toți colegii aici, că asta e stare de urgență. Și un medic ceva. Să vedem cum naiba de supraviețuim așa numai două capete seci umblătoare. Dar fie între noi, care are freza mai faină? Olo. Gabure. Domnul polițist, ne auziți? Da, dădeam acum. Cine are freza mai faină, eu sau colegul? Colegul din stânga. Respect, domnul Gabor, nu mă mai sinucid. Imediat acum am chemat. Păi să vină toată lumea aici, că nu mai putem. Vedeți că dacă sunteți foarte atent, mai sunt niște chipuri sub noi, așa, sub capul nostru. Ălea ne ține în viață, domne. Pot să mă apropii să le văd? Puțin așa. Vedeți că mă speriu. Gata, stau așa. Așa. Chipurile, dar nu văd chipurile. Nu le vedeți. Numai din față, că le avem pe da, piept. Gata, văd chipurile, am înțeles. Deci nu știu ce mânării fac ăia acolo, niște IT-și din ăștia, profesioniști, nu știu. Ca și cățelul, pune chip la ca și cățelul, cățelul. Așa. Nu, ca și căcățel. Domne, nu da, nu da, domne, nu fă mișcări bruște. Nu dau. Am sindromul Tourette. Adică jucați mult șah sau ce? L-am distrus. Nu. Și cum se manifestă sindromul ăsta Tourette? Știu și eu de sindrom, dar fac Caterinca. Așa. Păi pur și simplu, încep să înjur, să dau cu pumnii. Păi și de ce v-a angajat, domne, în poliție? Să fluier. De ce v-a angajat? Nu e așa grav, nu e așa grav. Uite cum căzut un elicopter în spatele nostru. Cine-i, domnul? Opriți-l, că vine să ne arunci, opriți-l. Cine-i? Ce caut aici? Cine ești, domne? Șefule, tu cum de ai? Vă rog frumos, corp? Vă rog frumos să plecați. Ia. Vă rog frumos să plecați, cine sunteți? Dați-mi și mie, vă rog frumos, un buletin. Dă-i kick sau ceva. Sau uite ce scrie. Am văzut, dă-i kick ceva, făi, nu știu. Sau, de fapt, tu n-ai acces. Domnule, dar mai vin întăririle alea sau ce se întâmplă? Bun. Mai vin întăririle alea, domne, că... Așteptăm, nu știu. Păi... A venit cu seatul cineva. Îmi cad ochii în gură, ia uite. Ăsta-i medicul, bă. Domnul medic, livrați pizza sau ce faceți? Zici că-i pizzerul. Veni medicul. Hai că-s curios ce zice medicul. Dacă nici ăsta nu ne ajută, ne aruncăm. E gata. E greu, bă, nu mai pot, deja mi-e foame și n-am unde să mănânc.
Eu tot ce mănânc cade jos, domne, nu știu ce se întâmplă. Și am și eu nevastă acasă, am și eu nevoile mele, ce fac? Domne, dar aveți vocea unui youtuber ăsta cunoscut. Nu știu, domne, eu nu sunt cu tuberii ăștia cu... Domnul doctor, nu vă apropiați deci, foarte mult, domnul deci, doctor. Deci avem o situație aici de... Cred că ne depășește pe toți. Domnii au doar cap și au un chip. Au fost tăiați de mafioți și vor să se arunce. Au fost tăiați de mafioți și își vor corpul înapoi. Da, domnul doctor, fiți atenți. Deci noi suntem din orașul vecin, din nu știu cum, mai știu că numai și creierul mi l-a luat. Calea Lactei, așa. Și am venit în orașul ăsta și acolo la vamă ne-au oprit nebunii și ne-au tăiat corpurile. Și ne-au pus chipurile astea, nu știu, am reușit să fugim, dar nu mai avem corp. Și fără corp noi nu putem trăi. Am nevastă, am toate acasă, am și eu nevoile mele, domne. Mă arunc înțeleg, în cap dacă domnul, nu. Cel mai nașpa că n-aveți corp, că n-aveți, știți dumneavoastră ce, da? Ai, carbasanu. Cred că se rezolvă dacă veniți cu mine până la spital și vă internați. Nu vin, domne, trebuie să ne aducă corpurile înapoi. Păi și noi de unde să facem rost în tot orașul păi n-avem cum să facem rost de corpuri. Eventual putem folosi chestiile pe care le folosește o femeie gravidă ca să crească copilul în ea, ca să vă recreștem alte corpuri. După informația voastră genetică. Băi, da, sunteți profesionist, domnul doctor, să... Fiți atenți, trebuie să vorbesc un pic cu colegul. Dă-te înapoi colegul, așa, încet, încet înapoi, să nu pici cum o să pic eu acum. Noi stăm așa cu așa. Mâinile sus. Și aici, colegul, cred că să te arunci tu. Mamă, dar cum sunteți, frate, așa? Uite, uite, uite ce pot să fac, uite ce pot să fac. Mamă, cred că... Hai aici, colegul. Carbasane! Hai aici, hai carbasane aici. Nu vine, mă. Aolea. Hai, bă, încoace un pic, bă. Aolea, greu cu ăsta. Fii atent că aici nu ne aud. Închid eu. Bă, nu veniți aici. Nu veniți, îndepărtați-vă că sărim. Avem de discutat ceva aici. Ia uite, mă. Mai încolo. Nu, chiar jos. Au, nu s-a aruncat, nu s-a. La limită. Fii atent, bă, închide episodul și-l continui tu de aici, ca să nu fie așa lung, știi? Nu, mă, n-are sens. Nu vrei? Păi e prea lung, după aia ce naiba fac episod de 2 ore? Păi nu știu, vedem. Păi ne duce până la acolo, ne schimbă corpurile, e nebunie. Nu, hai că văd. Nu, bun, nu, hai. Nu nimic. Nu, bun, păi până pornești, stăm un pic aici. Hai. Bine. Nu, bine, hai. Vorbește tu cu ei. Bine. Bun, barosanii mei, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Continuarea o vedeți pe canalul lui Ovițianu, Ovidiu 700, căutați-l pe YouTube acolo. Eu zic că a ieșit o Caterinca Blană. Dacă mai vreți episoade de genul acesta, să-mi spuneți și o să venim și cu alte idei. Mai continuăm și cu capete seci. Nu știu cum o să-i numim, vedem noi. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă aștept și pe server, aveți IP-ul în stânga sus. Să fie susținere Blană. Și ne vedem, da? Toate cele bune. Pa, pa!